faceți? Mergem la drum cu copiii, la sărbătoarea costumelor, în piața Roman Mușat, cu mic, cu mare, să arătăm obiceiurile și portul de Crăciun. Cum e astăzi, cum e anul acesta moșul? Mai sărac, mai bogat ca în anii trecuți? Ca întotdeauna e bogat, nu contează, spiritul rămâne. Am înțeles. O urare pentru toți copilașii? Să stea liniștiți acasă, să asculte pe părinți, pentru că moșul vine oricum. Și multă sănătate, bucurie în familie. Mulțumim, moșule! Numai bine, sănătate! Îți place în fiecare an ești prezent aici? Da. În ce ești costumat astăzi? În calangiu. Ce înseamnă calangiu? Adică... Pentru oameni de acasă. N-am cum să vă explic. Costum cam cum are și el. Dar n-ai tălângi. Nu, mascat. Adică calangiu. În mascat. De la ce școală provii? De la liceul 5. Îți place? E primul an când participi? Nu, am mai participat. Din liceul tehnologic al Ștăin. Și văd că ești urs, e prima dată când participi? Da. Îți place? Da. Vei reveni și la anul? Cred că da. Este al doilea an consecutiv în care Clubul Copiilor participă la această frumoasă manifestare. Avem un număr de 20-30 de copii participanți, o să evoluăm pe scenă, avem un joc al urșilor, avem foarte multe colinde deosebite, ceva special pentru cei care vor viziona spectacolul acesta. Pentru toată lumea, pentru toate cele mai frumoase, parada costumelor în piața Roman Mușat, m-am uitat cu bunii bunici, reveniți aici, să fiți cu mine că vine moșul de acasă, cei care au fost cu mine, și grijele și bunii a păstrat pentru voi acolo o sfârșire, o rază. Mă uit la dumneavoastră cât sunteți de energici, cât sunteți de frumoși, de echipați, pregătiți pentru această festivitate, pentru acest carnaval. Vă urez și eu distracție frumoasă în continuare. Aveți cu ce să vă distrați. Am pus la dispoziție tot ceea ce este necesar să aveți parte de o sărbătoare așa cum se cuvine. Și din partea mea un Crăciun fericit, sărbători cu bine acasă, tuturor, în familiile voastre și să ne vedem cu bine după această perioadă. Distracție frumoasă!